aceasta, Doamne, să ne vedem pe noi înșine lumina cuvântului și mai ales în lumina prezenței Tale și a slavei Tale. Să-ți auzim glasul, să-ți privim frumusețea, să ne apropiem de Tine înțelegând că și în furtunile vremii de acum Tu vorbești inimilor noastre. Și Te rugăm să o faci în seara aceasta, din cuvântul Tău, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Psalmul 29. Un psalm al lui David. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărâmă cedrii. Domnul sfărâmă cedrii Libanului. Îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustiul. Glasul Domnului face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaică să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său, Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Amin. Un psalm excepțional stă înaintea noastră în seara aceasta. Simplu, un psalm al lui David. Un psalm pe care îl scrie nu la lumina lunii, uitându-se la frumusețea stelelor de pe cer, nici în plină zi, când se uită la soarele care lucește, un psalm pe care l-a scris probabil în furtună. Și-a văzut cum vine de pe mare furtuna și merge spre nord-est și apoi coboară spre pustiu și vede glasul Domnului în măreția furtunii. În seara aceasta ne apropiem de Dumnezeu în închinare. Așa ne cheamă textul biblic, închinați-vă înaintea Domnului. Închinați-vă înaintea Domnului. Primele două versete ne vor spune, închinați-vă înaintea Domnului, admirând, adorând gloria Lui. Apoi ne vor spune de la versetul 3 și până la versetul 9, închinați-vă înaintea Domnului, ascultând glasul Lui. Și se va încheia psalmul spunând, închinați-vă înaintea Domnului, afirmând guvernarea Lui, stăpânirea Lui. Dumnezeu care stăpânește peste toate merită toată închinarea. Haideți să o facem în seara aceasta. Începem cu frații și surori din primul tronson. Ne închinăm înaintea Domnului și recunoaștem că peste vremurile acestea grele, El merită toată cinstea și închinarea și recunoașterea că este în control de plin. Amin. Amin, Dumnezeul nostru, că ne-ai dat un timp de har ca să fim în casa Ta și în seara aceasta. Lăudăm numele Tău pentru mântuirea în dar pe care Tu ne-ai dat-o. În numele Domnului Iisus, mulțumim. Amin. Amin. Templul Tău, Doamne, totul strigă slavă și noi strigăm slavă Ție, Doamne, că ne-ai făcut fii și fiice ai împărăției. Amin. Amin. Doamne, ca să auzim glasul Tău, vorbindu-ne fiecare.
Doamne, să ne vorbești în mod personal. Mulțumim că încă putem sta în casa Ta. Te lăudăm, Doamne, pentru tot ce faci și vei face, că știm că v-ai nespus mai mult. A Ta să fie slava în veci. Amin. Mulțumim, Tată Ceresc, că și în aceste vremuri Tu ne vorbești. Ajută-ne, Te rugăm frumos, ca și copiii ai Tăi, să fii sensibil la șoapta Duhului Tău ce ascult și să știm, Doamne, astfel, Doamne, ceea ce Tu ai să ne vorbești fiecărui în parte, fiecărui familii, Doamne, și ca biserică a Ta. În numele Domnului Iisus Te rugăm și Îți mulțumim pentru toată purtarea Ta de grijă. Amin. Amin. Ocupăm locurile și cântăm cântarea la numărul 339. Și importantă pentru timpul de închinare. Observați că așa și începe psalmul cu un îndemn la închinare. Vreau să subliniez un aspect. Cele două nume pe care le întâlnim în psalmul 29 sunt Dumnezeu și Domnul. Sunt cele două nume bine cunoscute în Vechiul Testament pentru Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, când studiam noi atributele lui Dumnezeu la școala duminicală, am trecut și prin aceste nume. Sunt mai multe nume, dar cele două sunt numele importante ale lui Dumnezeu. Și spuneam atunci că Dumnezeu are o conotație universală. Sunt și alte religii care folosesc cuvântul Dumnezeu. În vechime, acesta era cuvântul Elohim. Dacă ai fi trăit în cultura de atunci, între vecinii cananiți, cuvântul Elohim ar fi fost echivalentul cuvântului Dumnezeu astăzi, când vorbești cu un evreu din Oradea și spune
e bine să ne închinăm lui Dumnezeu. La cine se referă El? Se referă la Iisus Hristos? Nu. Se referă la Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul lui Moise și al părinților lui, dar El folosește numele Dumnezeu. Dacă însă tu folosești numele Iisus Hristos și spui, mă duc să mă închin Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată ai făcut o separare clară. Nimeni nu are nicio îndoială la cine te referi. Nu este o coincidență, frați și surori, că psalmistul David face această afirmație. Știți de ce? Dacă vă uitați la restul versetelor, tema care domină acest psalm este suveranitatea lui Dumnezeu peste toată creația, iar în cazul acesta peste furtună, peste munți, peste animale, peste păduri. Furtuna este un motiv principal aici și nu este un motiv ales la întâmplare. Zeul furtunii în Biblie, în Vechiul Testament, era zeul Baal. El era responsabil pentru ploaie, el era responsabil pentru vreme, într-o societate care depindea aproape exclusiv de agricultură. Vă puteți imagina cât de importantă era ploaia. Este importantă ploaia pentru noi astăzi, dar în vremea aceea, ploaia făcea diferența între viață și moarte. Punând toate aceste detalii împreună, când psalmistul spune fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, e ca și cum ar fi spus, dați Domnului Iisus Hristos, că dacă ar fi spus doar Dumnezeu, și cananiții aveau același cuvânt. Domnul însă, cuvântul Adonai, era folosit exclusiv de israeliți. Și David spune, în mijlocul acestor lumi pline de zei și de zeițe, observați, spune, dați Domnului slavă și cinste, dați slava cuvenită numelui Lui. Numele este important aici. Primul motiv de închinare pe care ne cheamă Domnul să-L avem este să ne închinăm potrivit și să dăm toată slava numelui Lui. Sunt multe nume între creștini astăzi înaintea cărora se închină. Noi credincioșii baptiști credem că ne închinăm înaintea unui singur Dumnezeu în numele Lui Iisus Hristos. Este importantă, frați și surori, închinarea noastră și înaintea cui ne închinăm. Și al doilea motiv de rugăciune pe care îl putem avea aici este în versetul 2, unde spune, închinați-vă înaintea Domnului, nu-L confundați cu ceilalți Dumnezei, mai ales cu Dumnezeul furtunii, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați în podoabe sfinte. Primul aspect este aspectul învățăturii și al doctrinei. Să avem numele corect, să credem în inima noastră că Domnul Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Al doilea aspect este aspectul decenței în închinare. Știți că există evlavie fără decență și decență fără evlavie? Recent a apărut în presă căderea în păcat, în prea curvie, a unuia dintre cei mai importanți păstori astăzi în lume, cel puțin ca reputație, Carl Lentz. Unul dintre cei mai cunoscuți, mai ales în domeniul tinerilor. Dacă l-ai fi văzut pe Carl Lentz, ai fi văzut pe brațele lui tatuaje, l-ai fi văzut predicând într-un tricou, în blugi rupți în genunchi, cu lanți, pentru că vroia nu doar să fie emancipat și să fie liber de orice decență, ca oamenii să spună la el ce contează este duhul închinării, nu aspectul, nu decența. Închinare fără decență. Dar știți că există și decență fără închinare? Să insistăm duminica să ne îmbrăcăm la costum și este bine să vă îmbrăcați în cele mai frumoase haine și totuși să plecăm de acasă certându-ne, să plecăm de acasă și pe drum bârfind, să plecăm și să avem hainele potrivite, mai puțin însă evlavia inimii noastre. Psalmistul spune, sunt două aspecte ale închinării. Închinați-vă în numelui Domnului, pentru că El merită toată slava și toată cinstea. În al doilea rând, aduceți și evlavia, în cazul acesta închinarea și decența împreună. Dumnezeu se uită la amândouă, și la inima noastră, și dacă inima noastră este potrivită, și aspectul exterior va fi potrivit. Venim cu frați și surori din tronsonul al doilea, haideți să ne ridicăm și ne rugăm pentru aceste lucruri și pentru alte gânduri pe care le aveți, în rugăciuni scurte, să ne putem ruga cât mai mulți dintre noi. În numele scump și drag al Domnului
aceasta și suntem mulțumitori pentru protecția divină de care faci parte bisericii noastre și familiile noastre. Am vrea să-ți înălțăm numele mai presus de orice nume și în seara aceasta și bucuria mântuirii să se vede în viața noastră, să se vede pe fațele noastre și ieșind de aici, Doamne, să fim încrezători că ești cu noi. Amin. Eu vreau din Doamne să primești slava, cinstea și închinarea noastră, pentru că ești Dumnezeul mântuirii noastre, ești răscumpărătorul nostru și ne-ai creat ca să aducem slavă numelui Tău. Sfințește viața noastră, Doamne, pentru ca să putem să ne închinăm într-un mod plăcut Ție, așa cum vrei Tu. Amin. Dăm Părintele nostru, te înălțăm și te iubim, că ne-ai iubit întâi și slăvim numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, că El e cu noi, El ne iartă, ne binecuvintează și ne însoțește. Mulțumim pentru cuvântul Tău, că e liber, Doamne, ajută-ne să ne pocăim și bine-ți cuvântă, te rog, și robii Tăi, de streadă de Duhului Sfânt, și binecuvântă și pe cei bolnavi și fii Domnului, și Stăpânul nostru, noi ajută-ne să Te urmăm cu credință, până odată să ne putem întâlni în glorie cu Tine, Tatăl Mare. Te lăudăm, Tatăl Cerești, și binecuvântăm pentru bunătatea Ta și pentru dragostea Ta. Îți mulțumim că te-ai îndurat de noi, Doamne, și am putut la casa Ta. Îți mulțumim, Tatăl Cerești, că ne poți de grijă. Te lăudăm, Tatăl, că ești atât de minunat, numele Tău să fie slăudat. Îți mulțumim că și munții, și mările, și dealurile, și câmpile, și tot ce mișcă sub țară, toate, Doamne, strigă Ție slavă. Și noi împreună cu inimă unim, Tată, și Te lăudăm și îți mulțumim și îți dăm slavă, cinste și onoare a vecii mei. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfânt e, sfințească-se numele Tău. Doamne, am dorit ca și în această seară să auzim glasul Tău. Te rugăm, Doamne, să ne cercetezi pe fiecare. Te rugăm, Doamne, să ne curățești. Putem să-ți aducem slavă și cinste dintr-o inimă curată. Doamne, te rog și pentru cei care sunt încercați. Am dorit, Doamne, să audă glasul Tău. Doamne, suntem ca deschisat. Vorbește-le, Doamne. Dă-le Tu pacea Ta care întrece orice pricepere. Și-ți mulțumim, Doamne, că ești bun și bunătatea Ta ține în veci și credincioșia Ta din ea-n ea. Lăudat și binecuvântat să fie numele Tău pentru ei pământul. Amin. Vă rog să pasă, Doamne. Ne bucurăm să fim în seara aceasta la închinare în acest loc. Ne bucurăm să fim prin transmisia online alături de cei care nu sunt în locul acesta, nu pot să fie în locul acesta. Unii dintre ei sunt în încercări, de vârstă, diverse boli sau ceea ce este infectarea cu COVID-19 în această vreme. Sunt frați și surori și din biserica noastră, numărul a crescut și între membrii bisericii noastre, a crescut în oraș, în țară, în lume. Rugăm pe Domnul să aibă îndurare. Apreciem faptul că respectăm și respectați aici regulile de distanțare, de dezinfectare, de purtarea măștii așa cum trebuie să o purtăm. Vă rugăm să faceți și în mijloacele de transport atunci când călătoriți spre locul acesta sau spre casă sau în alte împrejurări. Ne rugăm ca bunătatea lui Dumnezeu să fie peste fiecare. Sunt frați păstori care s-au infectat, au descoperit că s-au infectat în săptămâna aceasta și numărul este peste 70 de păstori din bisericile baptiste care în perioada aceasta de pandemie au trecut sau trec prin infectare. Sunt și alte încercări prin care trec oamenii. Fiul sorei Bota Aurica, fiu de 44 de ani, Baba Traian, a plecat în veșnicie și mâine la ora 15 va fi înmormântarea la
cimitirul central și înmormântarea este la ora 15, direct la mormânt, pentru că a plecat infectat cu COVID și această infectare a urgentat moartea. Ne rugăm ca sora Aurica să fie mângâiată, binecuvântată de Domnul și păstrată în credință și în încercarea aceasta. Amin. De asemenea, sora Pantea Eva, soția fratelui Pantea Dumitru II, nici nu știu cum să zic, ca să nu confundați, nu fratele Pantea Dumitru care stă aici jos, este membru în comitet, în tronsonul 2 de la balcon, pe rândul 2, acolo la margine stătea și stă fratele Dumitru Pantea și sora Eva. Sora Eva este la spitalul militar cu intervenții, cu situații de sănătate care necesită donație de sânge. Am pus pe ecran ca să puteți vedea, dânsa este la secția chirurgie de la spitalul militar, la doctor Mureșan, și solicită donarea de sânge. Fratele Dumitru a pus și telefonul dânsului aici, în sensul că dacă donați, trebuie să spuneți datele acestea ale dânsei, unde este internată și la ce medic, și dânsul va veni să ridice biletul, sunați-l și spuneți, uite, merg la spital, merg să fac donație, și dânsul va veni la centru pentru donare de sânge ca să ia biletele și să le ducă dânsul la spital. E nevoie de acea adeverință că s-a donat pentru dânsa și se direcționează în partea aceea. Ne rugăm ca toți aceia care puteți face lucrul acesta, sănătatea, vârsta vă permite să venim în sprijinul acestei familii și să donăm sânge ca să putem să ajutăm în tot ce înseamnă intervenție, tratament, și ne rugăm să fie sănătate din partea Domnului. Amin. Acum ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie, reținând că sâmbătă seara, duminică de la 8, de la 11 și după masă de la 5 sunt serviciile divine, să putem alege să venim în locul acesta, respectând distanțarea așa cum se cuvine. Cântarea de la numărul 12, venim în adorare înaintea Domnului, așa cum ne-a îndemnat psalmul în primele două versete. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Amin. Studiem psalmul 29 și este un psalm de închinare. Ne-am uitat în prima parte la închinare în adorare. Îl adorăm din toată ființa pentru că este singurul Dumnezeu adevărat. Urmează versetele 3 la 9 și învățăm închinarea ascultând de glasul Lui. Vă rog să vă uitați la versetele 3 la 9. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărâmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cadeș. Glasul Domnului face pe cerboaică să nască. El despoaie pădurile și în locașul lui totul strigă slavă. Se repetă mereu, mereu în versetele acestea expresia glasul Domnului. Dumnezeul căruia ne închinăm este un Dumnezeu care vorbește. Și Biblia ne spune că vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu are mai multe modalități de a ne vorbi. Uneori ne vorbește într-un susur blând. Alteori, Dumnezeu ne vorbește din furtună. În cartea Iov, la finalul cărții, Dumnezeu îi vorbește lui Iov din furtună. Psalmul acesta ne-l prezintă pe Dumnezeul căruia ne închinăm. Un Dumnezeu care de data aceasta vorbește din furtună. Eu am crescut la Burzuc. Și copil fiind eram cu vitele la câmp, la pădure, și m-a prins de multe ori furtuna afară la câmp. V-a prins furtuna pe afară. Dar ce descrie David aici nu este o furtună obișnuită. Este o furtună care face să tremure până și munții. E o furtună care agită marea și începe la Marea Mediterană. Glasul Domnului răsună pe ape. Eram odată în călătoriile mele la marginea oceanului și am văzut o furtună care a răscolit apa oceanului și a făcut valuri și spumă și vuiet încât te pătrundea fiorul și groaza. Și spuneai, ce bine că nu sunt pe ape. Este glasul Domnului care vorbește din furtună pe ape. În cartea Apocalipsa, în partea finală a cărții Apocalipsa, capitolul 16, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 17, iertați-mă, apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut și pe care șade prostituata cea mare sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Uneori furtuna lui Dumnezeu agită popoarele. Dumnezeu face să se cutremure națiunile ca să ne vorbească. Glasul Domnului sfărâmă cedrii Libanului. Măreția împăraților era descrisă în vremea aceea prin faptul că s-a urcat cu carele de război până pe munții Libanului și a luat cedrii Libanului și era trofeul lor, gloria lor. Furtuna lui Dumnezeu este deasupra. Alteori ne uităm la munți și ne se pare de neclintit. Și când vorbește Dumnezeu, se cutremură munții. Și furtuna înconjură de la mare înspre Liban, înspre muntele Hermonului și coboară în pustie, unde e sărăcie,
unde e secetă. Și glasul lui Dumnezeu ajunge și acolo. Și dă viață. Face pe cerboaică să nască. Când Dumnezeu zguduie pământul, zguduie ca să vorbească și vorbește ca să aducă pocăință și viață. Ne rugăm să aducă pocăință noi. E o vreme în care Dumnezeu vorbește. E o furtună teribilă peste lume. Dar Biblia spune, e glasul Domnului. Și noi spunem, Doamne, vorbește-ne. Și din furtuna aceasta, învață-ne să ne desprindem de tot ce-i păcătos. Învață-ne, Doamne, să putem striga și noi din templul Tău, slavă lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Și împreună cu frasurilor din tronsonul 3, în rugăciuni adunate, rugăciuni cu voce tare, rugăm să ne vorbească și să ne închinăm ascultând de glasul Lui și cuvântul Lui să aducă roadă în noi. Amin. Să vorbească președinție, să vorbească consilierilor președințiali, să vorbească grupărilor politice și în voia ta și în glasul tău să ne găsim desfățarea noastră ca și copii ai tăi. Amin. Amin. Domnul te va păzi, indiferent cât de mare furtuna. Dumnezeul care ne poartă în brațele Lui e mai mare. Domnul te va păzi.
Psalmul 29 începe cu niște porunci, versetele 1 și 2. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și versetele următoare arată de ce suntem chemați să dăm slavă Domnului, să dăm slavă și cinste, slava cuvenită numelui Lui. De ce trebuie să ne închinăm înaintea Domnului? Și am văzut mai înainte de ce. Am văzut că Dumnezeul acesta vorbește și vorbește cu autoritate și toate tremură înaintea Lui. Ultimele două versete spune: Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul Lui de domnie. Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace. Alte motive pentru care trebuie să dăm slavă și cinste acestui Dumnezeu și să ne închinăm înaintea Lui în sfințenie, așa cum o cere El. În aceste versete ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu afirmând guvernarea Lui, afirmând stăpânirea Lui. Spune: Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul. De ce dă exemplul acesta David cu potopul? De ce alege evenimentul acela? Haideți să ne aducem aminte de el. Într-o vreme în care lumea s-a stricat cumplit, pământul era plin de sâlnicie, plin de violență și de stricăciune. Toate întocmirile gândurilor din minte oamenilor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Toți s-au întors împotriva lui Dumnezeu, cu excepția unei familii, lui Noe și familia lui. Dar unde era Dumnezeu în timpul acesta? Era pe scaunul Lui de domnie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu șade sus în ceruri și face tot ce vrea. Și Dumnezeu și-a arătat autoritatea, guvernarea, stăpânirea. Nu l-au ascultat oamenii, l-au ascultat animalele. Ne aducem aminte că au intrat în corabie animale două câte două. Era vreme în care omul și-a pierdut autoritatea asupra creației. Dumnezeu l-a făcut stăpân peste vite, peste dobitoace la început, dar din cauza păcatului a pierdut-o. Acum Dumnezeu își arată puterea și face toate animalele acelea să intre de bunăvoie în corabie. Păi Dumnezeu în autoritatea Lui face să cadă ploaie din cer 40 de zile și 40 de nopți. Dumnezeu deschide stăbilarele pământului. Și apoi la vremea hotărâtă de Dumnezeu, a făcut Dumnezeu după ce pământul a fost acoperit de ape, a făcut să scadă apele, să intre undeva în crăpăturile pământului. Dumnezeu este Domn, Dumnezeu stăpânește și El este Domn în veci de veci. El împărățește în veci de veci. Așa ne spune psalmul acesta. Și chemarea pe care o face psalmistul aici este pentru fiii lui Dumnezeu și se referă și la noi, frați și surori, care am intrat în împărăția lui Dumnezeu și l-avem pe Dumnezeul atotputernic, stăpânul nostru, și pe Domnul Iisus Hristos, care este și Mântuitor și Domn. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Mântuitorul nostru, Domnul nostru, ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Și El are autoritate. Și El a poruncit vânturilor și valurilor. L-au ascultat. E un lucru extraordinar de important în vremea aceasta să nu uităm că Dumnezeul în care ne-am pus încrederea este pe tron. Este suveran. Este stăpân.
noi suntem în împărăția Lui și pentru că suntem în împărăția Lui, trebuie să ascultăm de El. Pentru că El trebuie să împărățească în fiecare inimă. Și Dumnezeul acesta tot puternic spune că dă tărie poporului Lui. Și ne rugăm ca Dumnezeu să dea tărie poporului Lui în vremea aceasta. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe poporul Lui cu pace. Pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să stăpânească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și în vremea aceasta ne ridicăm la rugăciune cu frați și surori din ultimul troson.
cântare de la numărul 23. Așa cum stăm, cântăm cântarea aceasta și apoi vom încheia cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Cu pacea Domnului, sub protecția Lui, cu multă atenție, mergem spre casele noastre. Thank you.